d'accord avec ton climat pour guider ces rituels. Qui sont les définitions du groupe politique? Et c'est celle qui se connaît nous-mêmes, la génération éditoriale. J'avais un exemple déjà. Donc, c'était fort important ce professeur et politique, nous, les hommes de la tête, ce n'est que nous aussi la voie, pour que la voie nous se construise, mais de parté, un projet extraordinaire qui se connaît en Romania. De aceea suntem și noi aici, francezii, în România, legăturile strânse care ne leagă între cele două popoare și se știți foarte bine că în familia europeană suntem frați și surori. De aceea acest concurs vrea să reamintească valorile francofoniei și prin acest motiv am vrut să ne întâlnim cu voi, cu licei, elevii din licei, indiferit de licei din Transilvania, am vizitat foarte multe licei. Și eu personal am vizitat complet 15 licei. Bun. Și colegi. Asta mi-a dat ocazie să ne întâlnim, pentru că nu știți cât de important este limba franceză, dar vedeți-ne în jocurile care le oferim. Limba franceză este foarte, foarte practicată. Și în plus se prezintă un avantaj, o diferențiere personală de limba engleză, care desigur toată lumea vorbește engleză, dar franceză vă dă acest plus în viața voastră profesională, dar nu numai și în viața personală. Pentru că vorbim de valori care puteți mai departe să le difuzați în familie sau în întorașul nostru. Asta este prima ramură, prima, să zicem, primul aspect al acestui concurs. Al doilea aspect este aspectul de pregătire profesională. Mă bucur de când a fost domnul Ipivat la guvern, a reinițiat și a dezvoltat conceptul și ideea de pregătire profesională și de antreprenoriat. A fost cele două aspecte, antreprenoriat, sistemele de fiar, cu antreprenoriat, special în domeniul informatic, și pregătire profesională și iată că încă un ministru de la Cluj, Tăcean Cioloș, a pus în aplicare un colegi de management de învățământ dual, care ne este foarte de ajutor și pentru voi care stați la școală și pentru noi care suntem la firma. Și toată munca asta a fost făcută degeaba. A fost sprijiniți de unul tipului de un politician care crede în adevăr în ceea ce fac și credeți-ne că sunt politicieni care cred în ceea ce fac. Nu sunt mulți, dar sunt. Și ai doilea rând, suntem noi, ca oameni de afaceri, în sprijinul lor sau cărătura de ei pentru a schimba cadrul legislativ, astfel încât putem să redezvoltăm niște meserii care sunt fundamentale pentru România de viitor. În domeniul industrial, în domeniul IT, în domeniul mediului, în domeniul de sănătate, au fost cele 3-4 sectoare de care ne-am focalizat anul aceasta. A fost anii precedenți, de exemplu, și la design. Pentru noi este foarte important să sprijinim și din punctul de vedere legislativ și din punctul de vedere practic prin a primi niște elevi la noi în firma, prin a primi elevi să performeze în practică. Asta este foarte important. Și știți, dacă sunteți profesor, cât de important este să aveți practică și de aceea avem mulți sponsori care se alătură de noi. Eu nu vreau să licitez pe toți, dar bine, reprezint și eu firma Enegon aici și Pfizer acum, care sunt două firme în domeniul industrial, care aduce inclus un plus valoare, avem numai tehnicieni calificați și inginieri, dar o să citesc evident Mișna, care are o prezență mai puternică în Zălău și se regăsește în calitatea liceilor, colegilor care sunt acolo și calitatea lucrărilor care s-au prezentat în acest concurs. Vedeți-ne că dacă este un oraș pe front din calitatea dosarelor care s-au prezentat, eu cred că Zălău merită menționat din acest concurs tipul industrie. După ce aveți, sigur, marele lucru este Emerson, prezent la Cluj, și Schneider, care este prezent
sunt oamenii care ne-au sprijinit pentru că au înțeles ideea de a afla fasit de acest mesaj. Nu se termină povestea de doar acest curs. O să vinim cel mai drag la firmele noastre, o să refacem acest curs anul viitor, noi idei cu un concept și mai evoluat, ne gândim să dea niște premii mai multe, mențiuni mai mulți, pentru că am văzut multe licei merită să aibă un premiu, chiar dacă nu sunt primele trei locuri, dar ne gândim că niște mențiuni ar fi potrivit să încurajăm și niște licei în niște zone din Transilvania care au participat la acest curs. Nu vreau să mai lungesc, nu încercam să lungesc, dar știți de ce? Pentru că știu că domnul primar are încă trei minute și aveam speranța că echipa de transformare venea, dar de fericire nu au reușit să ajungă. Vă mulțumesc!